Membrii PSD Călăraș au oferit mai multe ghiozdane, rechizite și îmbrăcăminte pentru copiii cu rezultate bune la învățătură, dar fără posibilități materiale. L-am gândit să fie un eveniment frumos, datorită faptului că ne preocupă și am declarat tot timpul că ne preocupă viitorul copiilor noștri. Acest gest al nostru este un gest de normalitate. Am identificat prin intermediul femeilor social-democrate, pentru că ele s-au implicat în primul rând în acest proiect, și am identificat copii care erau buni la școală, dar care nu aveau posibilități financiare. Și drept urmare, împreună cu președintele Consiliului Județean Vasile Iliuță, împreună cu mine, cu femeile social-democrate, am decis să ajutăm acești copii. Sunt numai o parte din copiii care au nevoie. Dar încercăm în timp să ajungem la fiecare cu cât putem, ca să putem să le ușurăm drumul spre școală. Pachetele pe care le vom oferi vor fi cu hăinuțe și inclusiv rechizite pentru a avea succes în noul an școlar. Dăruiești și primești, da? Adică dacă dăruiești domnul Cima, despre mine, respectul comunității și al celor care sunt astăzi în nevoi, așa cum am spus, nu putem să ajungem la toți, pentru că sunt destul de mulți copii care au nevoie de toate felurile, dar încercăm să aducem zâmbete, măcar pentru o clipă, pentru cei care putem să ne implicăm. Dar nu încercăm să uităm pe nimeni, încercăm să ajutăm cât mai mulți copii și cât putem să fim alături de toți. Să mulțumim doamnei președinte, Stăduța Oprea, pentru implicare și pentru organizarea pe care domnia sa, împreună cu organizația de femei a Partidului Social Democrat, organizația municipală, s-a implicat în această acțiune. Vă mulțumim mult! Cred că acest semn pe care voi îl dați în comunitatea municipiului Călăraș, că se poate și că astăzi bucurăm câteva familii care au copii în dificultate. Vă mulțumesc pentru ce faceți pentru organizația Partidului Social Democrat. Mulțumim și eu, domnul președinte, domnul primar, pentru implicarea dumneavoastră. Și acțiunea noastră se numește Ghiozdanul cu vise. Am vrut să bucurăm câțiva copii din municipiul nostru. Fără dumneavoastră și dumneavoastră, domnule primar, nu se putea, pentru că cu toții știm, mai ales noi femeile, știm cât trebuie să ne pregătim pentru a ne duce copiii la școală. De aceea, încă o dată, Organizația de Femei Municipiul Călăraș vă mulțumește pentru toate și pașii de eu cred că ghiozdanul este foarte greu. Ia, primește de la președintele Consiliului Județean ghiozdanelul, iar... Succes în noul an, la Denis. Următorul este Lorenzo, 11 ani, clasa a 4-a. Clasa a 5-a. Succes în noul an școlar, Ianis. Alihan, 10 ani. 12, mă scuzați. Domnul președinte, domnule primar, aici îl avem pe Alihan. Nu, invers.
Toaia Lihan. Da. Nu curcați aici. Dar zic, eu dau nebun că e băiat așa. Și asta e vorba de o fată. Mulțumesc. Alihan are 12 ani. Alihan stai și vrea să înveți. Și vrea să înveți. N-a fost niciodată la școală. Am învățat la Mercedes. El vrea să învețe. Și avem multe cazuri la nivelul municipiului. Copii din comunități avem care... Din păcate avem. Și nu se desfacte în parteneria cu inspectoratul să gestionăm formula școala după. Există o formulă școală după școală, dar nu... Primar, avem aici pe doamna învățător care vine de acolo. Șef serviciu la centru comunitar Oborul Nou. Sunt cazuri, într-adevăr, avem printre beneficiari și copii școlarizați și copii neșcolarizați. Noi îi primim pe toți, indiferent dacă merg la școală, dar încercăm să-i convingem să urmeze școala. În acest sens, l-am rugat zilele trecute pe domnul primar să ne ajute cu un microbuz, pentru că le-ar ușura cumva situația, ar ajunge mai ușor la școală cu acel microbuz. În zilele ploioase, când în cartier este foarte mult noroi, dacă nu al centrului primar mare duce, trebuie să reușiți acest, să spunem, acest tip de a putea să luăm acești copii care nu au avut parte de învățământ și să încercați să-i aduceți măcar să știe să socotească, să citească, pentru că situația europeană și situația țării noastre e cam obligatoriu să știm, să citim, să vorbim, să socotim, pentru că vor să plece în Europa, vor să călătorească și o să vadă o altă abordare. Corect, dar pe lângă asta este important să aibă și acel certificat școlar fără de care nu prea se pot angaja în foarte multe meserii. Ei au totuși posibilități să meargă la școală, dar nu financiare. Mulțumim, doamna. Mulțumim pentru implicare. Anais. Este bobocul de clasa a 0. Ia pui un greu. Succes, iubita mea, noul an școlar. Următorul copil este Isidor, are 10 ani, este clasa a 4-a. Succes în noul an școlar. Bravo, așa bărbat. Mulțumesc din suflet. Plăcere. Fii sănătos. Așadar, domnule președinte și domnule primar, acesta este acțiunea noastră de suflet, care am numit-o noi, Iordanul cu vise. Vă mulțumim încă o dată pentru implicarea noastră.